Atunci când vorbim despre un site, ne referim la cele două componente principale ale acestuia, interfața grafică și aspectul funcțional, adică web development-ul. Prima componentă, interfața grafică, poate fi înregistrată la OSIM. În acest sens, este necesară o documentare prealabilă, dar și o monitorizare permanentă, aspecte care vă pot fi oferite de un consilier juridic. În ceea ce privește web development-ul, opțiunile sunt mult mai largi. Acesta poate fi protejat prin brevet de invenție, prin dreptul de autor sau secret comercial. Aceste acțiuni implică o documentare ce poate fi realizată doar de un consilier juridic. Trebuie să știți că, prin protejarea site-ului noastră, obțineți avantaje majore față de concurență, mai ales că vorbim de un domeniu extrem de dinamic, în continuă schimbare.